Până dimineață, la ora 10, când am efectuat controlul, erau doar o singură reclamație scrisă și mai multe sesizări telefonice. Vreo 5 telefoane. Acum, la ora asta, trebuie să vedem câte sunt, dar între timp au mai sunat oameni. Acum, noi așteptăm să vedem rezultatul verificărilor și ulterior vă vom spune mai multe despre acest control. Până deocamdată îi îndrumam pe toți consumatorii care au alimentat la acea pompă ieri și alaltă ieri să vină la noi, să facă o reclamație. Noi vom îndruma și spre operator economic care am înțeles că este asigurat și care spune că se va ocupa să strângă toate datele și să le trimită asigurătorului. Bineînțeles, pentru acest fapt e nevoie de intrarea în service a fiecărei mașini cu devizul de reparație și operatorul ne-a asigurat că vor fi despăduiți la justa valoare. Rămâne să vedem câți consumatori au fost prejudiciați și să vedem rezultatele controlului. În urma alimentării de la benzinăria cu pricina, în data de 12 septembrie, mașina mea indică senzorul check engine. Urmează să fie dusă la service și să stabilim care este prejudiciul. Se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață, la fel de bine se spune că și săptămâna de muncă e musai să fie bună, pentru că așa vor fi și următoarele zile, cum este prima. Eu nu sper să nu ne meargă, în ghilimelele de rigoare, la fel de bine cum ne-a mers luni și parțial marți, pentru că sunt unul dintre cei care au alimentat de la Petromul situat pe Bulevardul Unirii, unde, prin extorsiunea unui degajament într-o pompă, s-a alimentat cu motorină în loc de benzină de 95. E, surprize, surprize, de acum încolo mașina dă rateuri, nu mai trage, probleme și probleme. Marți dimineață, în data de 13, mașina nu mai pornește timp de vreo 5 minute, după câteva minute de insistențe, o ia și unde faci primul drum, te duci ca tot omul la mecanic. După analize întemeiate, îți spune mecanicul, ar fi bine să schimbăm bujii, fișe, injectoare, mai vedem ce se întâmplă pe aici, nici de cum, ai spus și tu, nu ai cum să alimentezi cu motorină, ești atent când ai mașină pe benzină, bagi benzină, pentru că așa e normal până la urmă. E, surpriză, pleci de la mecanic, după care ai aceleași probleme cu mașina, rateuri și rămâi chiar în trafic. În după amiaza zilei de marți, când, unde altundeva, dacă nu pe Sfântul Facebook, apare o știre cum că cei de la Petrom ar fi greșit și ar fi alimentat pompele de benzină cu motorină. Eu unul am sunat la Petromul situat pe Bulevardul Republicii, m-am prezentat frumos și am cerut un punct de vedere și mi s-a închis telefonul în nas, doamna directoare de acolo, refuzând să-mi dea informații pe acest subiect, asta după ce ar fi negat că au comis gafa. E bine, și OPC-ul trebuie să trăiască din ceva, am depus o plângere. Aștept cu nerăbdare soluționarea. Vă sugerez să faceți și voi la fel. OPC-ul îi va da de cap până la urmă.